Sarul Nicolae al Rusiei. Deci iată, pe de-o parte avem pe regele Ferdinand, care venea din sfera germană, iată avem soția care venea din partea rusească, avem în balanță cele deja două tabere, puteri centrale și Antanta, care de data aceasta erau prezente în familia regală. Și puterile centrale și Antanta erau în casa regală. Și, cum vă spunea și Părintele Vicar Cădrun, binecunoscuta replică, că în spatele oricărui bărbat de frunte stă o femeie cum sunteți dumneavoastră. Părinții Zaharia, dacă n-am depășit mai adevărat, vă rog să... N-avem proporție. Domnul academician, eu le spuneam la elevi, la studenți, când cred că ajunge să tropăiască în bănci și atunci atunci, haideți să facem câteva. În această perioadă vine perioada apoi a regelui Ferdinand, care, într-adevăr, militează foarte mult pentru neutralitate, dându-și foarte bine seama ce se întâmplă pe planul politic internațional. Ei, gândiți-vă dumneavoastră câți feciori români ar fi putut muri în primii doi ani de război. Pentru că în timpul primului război mondial, după statisticile, nu cele din nefericire românești, ci după statisticile americane, noi am pierdut 1,5 milioane de oameni. Aici înseamnă morți, răniți grav, prizonieri și așa mai departe. Mult, foarte, foarte mult. Ce-ar fi fost dacă numai în cei aproape 2 ani de război în care am fost prinși, ce-ar fi fost încă 2? Hai să zic că poate nu s-ar fi chiar dublat cifra, dar oricum, iată cum un om cu niște oameni înțelepți care au fost la conducerea țării în vremea aceea, au salvat atâtea vieți. Banatul a luptat. Și în da, erau 400. Noi am pierit și în anii 400, spuneam la zi, că din părțile acestea deja erau 400 de mii de muncioari români, erau deja pe front, dar nu erau cei de sud. Ce se întâmplă? Oricum, presiunile erau foarte mari din partea puterilor centrale, însă România în secret a început tratativele cu Antanta, Franța, Anglia și Rusia. Ei, aceste puteri, au rugat România să rămână, să-și păstreze neutralitatea. Cei la acelea putere centrale n-au insistat foarte mult. Apoi a spus, știți, dacă nu puteți să ne ajutați, dar cel puțin stați în neutralitate și mai departe. Însă, puterile centrale nu ne-au promis nimic. Antanta a spus, dacă stați cu minți neutri, noi vă asigurăm, după terminarea războiului, să vă dăm toate provinciile românești care au fost într-o parte și alta, trase într-o parte și alta de ideile pe care le avem.
de treaba aceasta, ia Brăteanu și poate unul, doi din colaboratorii săi, Deci iată cum și nevărsând sânge poți să-ți dobândești țară, viață și alte ori. Deci nu-i neapărat nevoie ca în viața aceasta să jignești și să pălmești oameni ca să poți trăi cinstit și în pace. E, totuși, războiul nu s-a dus chiar în niște cozi de argint, cu geamul sânge, și totul s-a așteptat la un moment dat și de efortul României, având în vedere și poziția geostrategică a ei. Și așa se face că Rusia a făcut diligențe către Anglia și Franța să ofere credite României pentru a se putea înarma. Și așa se face că a fost practic o neutralitate nu pasivă, ci o neutralitate activă, militară, pentru înzestrarea armatei. Să trecem în fugă peste momentul când s-a hotărât prin Consiliul de Coroană, după ce România a încheiat un tratat de alianță cu, la fel, un exemplu care l-a dat pentru rămânerea României în neutralitate, a venit și din Italia, ca nici Italia în prima fază nu s-a amestecat în război, deși era și în puterile centrale și avea tratat cu unii. Așa se face că după ce s-a semnat în casa lui Binchilă Brătianu în august 1916 tratatul cu Rusia, cu Franța, cu Anglia, cu Italia și România pentru intrare în război, dar de data aceasta scria pe hârtie că România își va primi provinciile istorice înapoi. Deci era trecut pe hârtie, pentru că chiar dacă la începutul războiului în 1914 Rusia ne promisese că dacă stăm cu minți ne va da anumite provincii României înapoi, n-a vrut să scrie pe hârtie. Chiar dacă scriau pe litere cirilice, dar n-a vrut să scrie. Nu înțelegeam pe atunci și litere cirilice puteam să le citim. De data aceasta a fost consemnat. Știți cum a început războiul în noaptea de 14 spre 15 august de Sfântă Mărie, cum trupele române au intrat pe 18 văi, au intrat în Transilvania, cum au fost distruse, ce s-a întâmplat în cursul anului, în câteva luni de zile, țara noastră nu mai era decât foarte, foarte puțin. Mai rămăsese din ea guvernul, cum aș spune, regele și guvernul s-au retras la Iași, la sfârșitul anului 16, au pregătit apoi marile bătării de la Mărășești, Mărești, Puitușa, mai departe. Cum Franța l-a trimis pe generalul Berloc, m-a trimis ofițeri, m-a trimis piloți, m-a trimis armată, m-a trimis 1150 de militari francezi, m-a trimis muniție și armament de război și așa s-a dat mari de acele bătării rămase scrise cu sângele ostașilor români de la Mărășești, Mărești și Puitușa. Însă, ce să vezi? După aceste bătării care au avut un răsunet extraordinar în tot spațiul vest european,
explodează o bombă în Răsărit, apare problema Revoluției Bolșevice, Rusia încheie tratat de pace cu puterile centrale și România, cine sunt, cum mai ajută să mai poartă războiul pentru a merge mai departe în spațiul transitoare. Așa au fost acel armistițiu de la Focșani, după aceea pasul la București, care erau foarte, foarte umilitoare pentru România, pentru că pierdea munții Francei, Căliman, Patra Dornei și 130, am impresia, de localități, inclusiv de pe versantul dinspre Moldova. Nu intru în detalii, reîncepe din nou, datorită faptului puterii centrale, pierde pe zi ce trece războaiele din Balcan, cer pace și așa se face că România, după aceea trupele române, urmăresc trupele lui Mackensen din Transilvania și iată, ajungem în situația aceasta favorabilă Unirii. Aș vrea doar să spun că mari au fost bătăliile. Mai pot vorbi mari au fost bătăliile care s-au dus la Mărășești, Mărăș și Oituz, dar să știți că România a câștigat o bătălie foarte, foarte mare la Washington. Când secretarul de stat Leslie a prezentat o moțiune aliată și de șeful statului american de atunci, profesor Wilson, singurul rector a unei universități foști care a ajuns președintele american. Asta a fost norocul lor. Atunci să-l aplaudăm. Să-l aplaudăm pe acest rector care, deci Wilson, șeful statului american, care a spus și a aprobat dreptul la autodeterminare a popoarelor și a semnat inclusiv aceste chestiuni că monarhia aceasta austro-ungară nu mai poate să rămână în picioare. Acesta este textul. Și așa se face, nu mai este timp de spus, cum după ce primul ministru Tisa a fost asasinat, Ungaria s-a declarat republică, cum pe 30 octombrie și pe data de 1 noiembrie s-a rupt definitiv de Austria. Ca să rămânem numai câteva cuvinte în contextul nostru de aici, în contextul bănățean, aș vrea să vă reamintesc, pentru că majoritatea noastră cunoaște probabil chestiunea, s-a încercat, Ungaria a încercat, a vorbit cu reprezentanții sârbi, cu reprezentanții români, a Consiliului Național al Român, a încercat să mențină cel puțin, dacă vedeau Transilvania că s-a lipit, a încercat Banatul să îl menține, să aibă o autonomie lărgită, cum se spune astăzi, și să rămână ca un stat, oarecum tampon, între România și Ungaria și să rămână oarecum sub protecția Ungariei. Lucru care nu a fost acceptat și, după cum bine știți, a urmat cele apoi tale războiului. Oricum, ca să mă încadrez în timp și spațiu și în istorie, lucrul este foarte clar. Totuși, draga
a avut pe undeva, cum spunea și domnul profesor, un pic, un pic de dreptate, cum se face, domnule academician, că la 10 august 1919, după ce fusese Alba Iulia la 1 decembrie, abia după iată câte, după 8 luni de zile, este o adunare, se desfășoară o adunare în vederea unității și acestui spațiu cu țara, are loc abia pe 10 august 1919 și poate că dacă domnul rector de aici și domnul academician, poate că dacă erau pe vremea aceea acolo, poate că conduceau dânsii acea adunare, dar a condus-o un prieten de-a părintele vicar, protopopul Gheorghe Popovici. Deci, gândiți-vă ce a putut să facă acest om să adune aici, în Timișoara, după presa vremii și după estimări, între 30 și 40 de mii de oameni. De aici se vede încă o dată că n-au fost niște vârfuri foarte puternice pe linia aceasta, însă nu putem subestima rolul pe care l-a avut lugojanul Valeriu Brănașe, care a primit, el era ministru fără portofoliu în așa zisul guvern transilvan. Ce credeți că i-a îngrijorat acest guvern lui Valeriu Brănașe? Să ia legătura cu un general francez experiment care era în zonă și lui a încredințat retragerea trupelor române din cazărmile austro-ungare aici în țară. Gândiți-vă ce responsabilitate, pentru că ce însemna retragerea trupelor, trecerea, părăsirea cazărmilor și de treaba aceasta. Este mai a face acest transfer de trupe a fost mai greu ca și cum ai transporta dintr-o parte și alta o cutie plină cu fosfor. Pentru că în orice moment, în aceste trupe, dacă n-ar fi fost sub o anumită rânduială, putea să apară conflicte între trupe, populația civilă și mai departe și ne-a fi pomenit cu altă răspundare de situație. Și apoi, ca să fim totuși să mă mândresc și eu puțin că păcatul acesta să nu fie nici mie străin, totuși putem să amintim apoi rolul acesta important pe care l-a avut la Paris Traian Cucuia. Cum vă spuneam, adunarea, deci rolul diasporei românești, deci în momentul când au început să tacă armele, rolul cel mai important în realizarea unității naționale l-a avut lumea intelectuală din diaspora, în general în Franța și în Statele Unite, pentru că Statele Unite s-au adunat, la un moment a fost o adunare de 4.000 de oameni care au primit, care au primit un memoriu, l-a prezentat șefului statului Statele Unite Wilson și a fost primit din cei 4.000. Cei 4.000 să nu știți că erau numai români, ci erau din toate naționalitățile care erau în acest imperiu la vremea aceea și președintele a primit această delegație. Asta s-a întâmplat în iulie, în iulie 1917 și de aici lucrurile au mers, așa că am putea spune, recunoștință și acestui președinte, rector, care a înțeles mersul istoriei. De fapt, dacă mai dați 30 de secunde, să știți că
Statele Unite a mai propus conflagrației care era aici în Europa, a mai propus o chestiune și anume aceea ca să se încheie războiul fără învinși și fără învingători. Deci a propus treaba aceasta văzând cât sânge se varsă aici în Europa. E, ambițiile au fost mari și de parte și de alta și așa se face că iată, putem da să vă spunem că Traian Buia a avut un rol, de fapt el a fost președintele acestui comitet care a avut loc, care s-a constituit la Paris, au rezolvat, au făcut publicația aceasta la România, după aceea au avut publicația la Transilvania și mai departe, deci, după ce au trecut arme, mintea intelectualilor români a fost pusă în mișcare, au făcut tot ce trebuie pentru a se putea semna acel tratat de pace, care a confirmat până la urmă realizarea României mare. Eu aș dori în ultimele 12 secunde care le mai am să îl rog pe Dumnezeu să îi odihnească în pace pe toți cei ce au murit pe câmpurile de luptă în vremea aceea. Că au fost români, că ne-au fost amici, că ne-au fost inamici și faptul acestei împăcări aici în spațiul local se vede foarte bine pe unele din monumentele ridicate în centrul comunelor sau în fața unor biserici, unde, deși trăiam eu în părțile Harghitei și covațele de majoritatea populației era maghiară, am găsit sate unde erau miste și români și unguri și am văzut același monument și era trecut pe el și ungurii care au pierit în timpul Primul Război Mondial și românii. Și când, la anumite momente din de comemorare, și preotul român și preotul maghiar mergeau acolo de aceeași față, deși se rugau Dumnezeu pentru cei care au venit. Iată, zic eu, că Dumnezeu să ne ajute ca și noi, ca oameni ai bisericii, și asta dorim, pacea și liniștea între popoare, suntem mesagerii, nu a unei păci lumești, ci suntem chiar mesagerii unei păci care vine din Hristos, care vine din Dumnezeu. Dumnezeu pe toți să ierte, să odihnească și să ne fie exemplu ca asemenea conflagrații să nu se mai întâmple, pentru că toți avem loc aici, pe pământ. Aș mai vrea o prelungire de 3 secunde să păstrăm și să zicem în inimile noastre un Dumnezeu să îi ierte, pentru că de când nu ne-am mai văzut multă vreme a trecut, dar de când nu ne-am mai văzut această cupolă s-a mai îmbogățit cu două stele. S-a stins în viață președintele Academiei Române și nu parcă săptămâna trecută și academicianul Udroiu de la Cluj. Dacă vreți să păstrăm și pentru ei un moment de trecere și noastre să rugăm pe Dumnezeu să-i odihnească și pe acești mari gânditori și oameni de cultură a neamului nostru, care au săvârșit și ei o liturghie a științei